Un profesor a dat fiecărui student, ca temă pentru lecția de săptămâna viitoare, să ia o cutie de carton și pentru fiecare persoană care îi supără, pe care nu pot să o sufere, să o ierte, să pună în cutie câte o piersică, pe care să fie lipită o etichetă cu numele persoanei respective. Timp de o săptămână, studenții au avut obligația să poarte permanent cutie cu ei, în casă, în mașină, la lecții, chiar și noaptea să-și o pună la capul patului. Studenții au fost amuzați de lecție, la început, și fiecare a scris cu ardoare o mulțime de nume, rămase în memorie încă din copilărie. Apoi, încetul cu încetul, pe măsură ce zilele treceau, studenții adăugau nume ale oamenilor pe care îi întâlneau și care considerau ei că au un comportament de neiertat. Fiecare a început să observe că devenea cutie din ce în ce mai grea. Piersicile așezate în ea la începutul săptămânii începuseră să se descompună într-o masă lipicioasă, cu miros dezgustător, și stricăciunea se întindea foarte repede și la celelalte. O problemă dificilă mai era și faptul că fiecare era dator să o poarte permanent, să aibă grijă de ea, să nu o uite prin magazine, în autobuz, la vreun restaurant, la întâlnire, la masă, la baie, mai ales că numele și adresa fiecărui student, ca și tema experimentului, erau scrise chiar pe pungă. În plus, cartonul cutiei se stricase și ea ajunsese într-o stare jalnică, cu mare greutate mai putea să facă față sarcinii sale. Fiecare a înțeles foarte repede și clar lecția pe care a încercat să le explice profesorul când s-au revăzut după o săptămână, și anume că acea cutie pe care o căraseră ei o săptămână întreagă nu a fost decât expresia greutății spirituale pe care o purtăm cu noi, atunci când strângem în noi ură, invidie, răceală față de alte persoane. De multe ori credem că a ierta pe cineva este un favor pe care îl facem acelei persoane. În realitate însă, aceasta este cel mai mare favor pe care ne-l putem face chiar nouă înșine. Deci, iată, Dumnezeu se îngrijește ca să ne crească așa cum i-au crescut pe Sfinții Apostoli. Diferite situații, furtuni, cutremuri, minuni, tămăduiri, învățături. Așa Dumnezeu se îngrijește ca și pe noi să ne crească. Și cum ne crește? Ne crește în familie, în părinții noștri, ne crește la biserică, ne crește prin diferiți oameni care ne scoate nouă în cale și diferite situații. Mai ușoare sau mai puțin ușoare, dar totodată ne crește, iată, și prin astfel de activități și astfel de învățături de pildă. Pildă aceasta este una deosebită, frumoasă și plină de sensuri duhovnicești. Pildă aceasta vorbește nu doar despre invidie, ură, răceală față de alte oameni, dar vorbește despre o povară care noi putem să o purtăm și pe care, dacă suntem să o purtăm, trebuie să scăpăm de ea. Pentru că atunci când noi vedem în oameni păcatele lor și vedem că ei poate ceva ne-au greșit nouă, atunci noi devenim ca cutie aceeași. Cutia din pilda aceasta este expresia stării noastre duhovnicești care noi putem să o avem. Atunci când noi ne-am supărat pe cineva sau atunci când noi urâm pe cineva, noi trebuie să ne dăm seama că noi în clipile celea, în momentele celea, în perioada respectivă, noi purtăm o sarcină, noi purtăm o juvină în spatele nostru. Și atât noi trebuie de juvină aceea, de greutatea aceea trebuie să scăpăm. Trebuie să ne scuturăm așa puternic și să o dăm jos. Cum? Ne dăm jos. Cum o dăm jos? O dăm jos prin taina mărturisirii, la care efectul care este? Schimbarea modului de a gândi, adică schimbarea modului de a privi oamenii, de a înțelege oamenii, de a vedea că oamenii nu sunt răi, de a vedea că oamenii sunt buni. Iată, la noi e, la biserică, ceva timp în urmă, a fost un preot de la România, Părintele Valerian, care a fost și este unul din cei mulți creștini care au pătimit
pentru credința pe care ei au urmat-o, credința în Iisus Hristos. Și el a stat 25 de ani, în total a avut 25 de ani, care a stat la închisoare. Și acolo la închisoare, vă dați seama că nu era ușor, era foarte greu. El povestea că îi lua într-un cabinet care se numea la reeducare și acolo îi ținea gura deschis, scuipa la dânsul în gură și îi spunea că voi vă împărtășeți, iar eu te împărtășesc cu toate tainele deodată. Și toți gardienii veneau și scuipau la dânsul în gură. Și el nu doar că nu le-a purtat gură, dar când a ieșit odată din închisoare, pe drum, s-a întâlnit cu un gardian care l-a chinuit acolo, în celulă. Și el s-a apropiat și l-a apucat așa de mână. Și gardianul s-a speriat, a gândit că ceva o să-i facă. Dar el i-a spus, frate, vreau să-ți spun că te-am iertat. Și iată, în momentul acela el a simțit o mare, mare ușurare, că el nu purta pică, ură, pe gardienice, pe oamenice. Ei, nu toți pot așa, este mult de lucru asupra noastră ca să putem noi așa, dar la asta trebuie să ajungem. Despre asta vorbea și Metropolitul Bartolomeu Anania, și atât Părintele Valerian, și mulți alți oameni care au trecut prin astfel de situații grele. Deci, iată și noi să ne stăruim ca să nu devenim și noi cutii pline cu murdării, dar să dăm jos cutia aceasta, dacă cumva să iese o adunat, dar să ne stăruim ca să nu, nici nu adunăm pierși acolo, adică ură să nu adunăm acolo pe nimeni. Să vedem că oamenii nu sunt doar, au poate anumite căderi, anumite greșeli, dar oamenii au, toți au un suflet bun. Ei poate câteodată mai sunt biruiți de rău, dar și noi de multe ori suntem biruiți de rău, nu doar alți oameni. Noi câteodată poate mai mult decât alți oameni suntem biruiți de rău. Deci iată Dumnezeu să ne ajute ca noi să-i purtăm pe toți în rugăciunile noastre și în dragostea noastră să-i purtăm pe toți, să vedem pe toți cei ce au ei bun, să se vedem și să ne învățăm de la dânsi cei ce au oameni. Mare, unul din cele 7 păcate mari de moarte. Ce este invidia? Este un lucru rău și ciudat. Invidia este un sentiment de părere de rău, de necaz, de ciudă, provocat de succesele, calitățile sau situația bună alte persoane. Invidia este ca o boală, să spunem așa, care este tristețe pentru noi din pricina fericirii unui prieten a fratelui. Invidia este un sentiment negativ care provoacă unor oameni multe dezamăgiri. Urmările invidiei în viața noastră duce la o anumită trădare. Invidia și ura încurcă în relații cu prietenii noștri atunci când unul dintre noi este egoist. Thank you.
nu doar între prieteni, dar poate se întâmplă chiar și între frați, lucruri strașnice din cauza invidiei. Iată, noi avem în Biblie, avem mai multe exemple de fapte bune, dar avem exemple și de invidie. Și avem un exemplu de invidie dintre doi frați, fiorii lui Adam și al lui Eva, Cain și Abel. Cain și Abel, știți că aveau fiecare darurile sale. Și darurile lui Cain nu erau mai mici sau mai puțin importante decât al lui Abel. Însă el a fost cumva așa stăpânit de invidie pe fratele său, pe Abel. Și din cauza aceasta, până la ce s-a ajuns? S-a ajuns până la faptul că Abel a fost omorât de către Cain. Iată ce aici poate să întâmple din cauza invidiei. Invidia duce la ură și poate să duc până și la moarte de om. Spune că erau doi vecini și vecinii aceștia, la un moment dat, au ajuns la o supărare din cauza că un vecin dădea gunoi din ograda lui peste gard la celălalt vecin. Și așa odată, de două, de trei ori, vecinul cel mai înțelept, el tot timpul stăruie ca să răbde, până într-o bună zi. Și într-o bună zi, vecinul cel care tot era supărat de vecinul care îi dădea gunoi peste gard, ce-a făcut? A luat un coș frumos, era toamnă, așa o lună, un început de septembrie, și-a luat un coș frumos, așa cum coșul cu care noi ne ducem la sărbătoare în Învierii Domnului, ca Sfințăm Plenoasele, și-a pus în coșul acela cele mai frumoase miere din livada lui. Și-a venit cu coșul la gard și i-a dat drumul peste gard, în ograda vecinului. Și vecinul care dădea gunoiul peste gard, a venit l-a întrebat pe celălalt om, dar de ce tu mi-ai dat mierele acestea, mi le-ai dat mie în ogradă? Și vecinul cel înțelept și bun la inimă a spus așa, fiecare om dă la vecinul lui ce are el cel mai bun. Și atât din ziua aceea, vecinul care arunca gunoiul peste gard, nu a mai făcut lucrul acesta urât, pentru că el a fost corectat, a fost mustrat, până la urmă el singur s-a corectat, nu din cauza că l-a certat vecinul celălalt, dar dragostea vecinului cel înțelept a biruit ura și răutatea vecinului cel rău și l-a îndreptat prin aceasta. Iată care este metoda prin care noi putem ca să ajutăm cineva să scape de ură, de invidii, de calitățile acestea rele. Un vecin avea 12 gâște, iar celălalt vecin avea numai o gâscă. Era gâsca cea răpănoasă, era vai de dânsa. Și se adresa el către Domnul. Doamne, ce așa nedreptate, vecinul meu are 12 gâște, iar eu numai una și aceea vai de dânsa. Iar Dumnezeu îi răspunse, îți dau și ție 12 gâște. Iar el zise, nu, dați lui una. În sens că de invidie el vroia vecinul lui nu să aibă mai mult decât dânsul. Într-o poiană, acolo trăia un șarpe veninos, care prindea șoareci, șopârle, toate făpturile mici.
dar îl enerva tot timpul cantitatea uriașă și imensă de licurici care zburau pe acolo și luminau. Și cum prindea un licurici, îl mânca acolo. Un licurici mai bătrân și mai vechi, care îl știa pe șarpe că-i fioros, tot timpul îl locolea. Cei mai tineri și mai prostuți, care nu aveau experiență, când strălucea pielea lui cu solzii ăia frumoși, și lăsau în preajma lui curioși să vadă ce strălucește acolo. Și erau mâncați. Și ce face din greșeală licuriciul cu experiență? Se așează exact la câțiva pași foarte îndemânos de șarpe. Și șarpele îi spune: de mult te pândesc cum te ferești și cred că a venit timpul să te înghit. Și licuriciul întreabă: bine, mă înghiți, consider că la cât de mic și minos cum sunt eu, aș fi hrana ta necesară? Șarpele spune: nu, te urăsc fiindcă ești luminos. Lumina ta mă enervează, mă irită. Eu n-am nevoie de lumina ta. Faptele care le fac, le fac foarte bine în întuneric. Și lucruriciul zice: și îți dă o satisfacție mâncând lumina? Crezi că te vei lumina? Șarpele: nu, eu nu mănânc licuricii pentru că vreau lumina. Eu mănânc licuricii pentru că nu suport lumina. Și atunci licuriciul îi spune ca morală: oricâtă lumină vei mânca, tu tot în întuneric vei fi și tot în întuneric vei trăi. Așa și acel rău, oricât te ar îndăgui Dumnezeu să mai facă câte ceva, să verifice cunoștințele, acel rău va sta tot timpul în întuneric, pentru că el este tatăl întunericului, îi spune așa: noi suntem fii ai luminii și trebuie să fim în lumină. Cât lumina este la noi, de cine umblă în lumină știe unde merge. Cei ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Și Evanghelia spune: nu umblați spre cum fiii întunericului acestui veac. Iată, noi vorbim despre invidie, dar voi trebuie să știți că din totdeauna lumina a fost invidiată. Trebuie să cunoașteți că chiar și Iisus Hristos a fost invidiat de către farisei. Știți de ce a fost invidiat? Pentru că El era bun, pentru că El ajuta oamenii, lecuia bolnavii, învăța neștiutorii și din cauza aceasta îl invidiau. Așa și în viața noastră poate să se întâmple. Dar noi avem model pe Iisus Hristos, care nu se supăra și care îi stăruia pe toți cu binele să-i aduc pe cale și-i dreaptă. Deci, iată, și noi avem datorie ca să urmăm și noi exemplul acesta. Invidia este unul dintre cele mai urâte sentimente ale omului, prin care el își arată nemulțumirea față de alți oameni, cum se întâmplă de multe ori între prieteni, în care se începe invidia din cauza că prietenul cunoaște mai multe chestii, are mai multe studii sau are mai multe chestii financiare. Se începe această ură și unii prieteni pot să se vorbească pe la spate doar ca să-i facă rău celelalte persoane. Și în cele mai rare cazuri, această invidie poate duce chiar și la o agresiune fizică sau agresiune verbală față de o altă persoană. Persoana care are încredere în alt prieten și îi povestește despre binele pe care îl are, are această încredere că acel om îl va avea ca un exemplu. Erau doi oameni foarte prietenoși, dar odată la... și erau vecini. Și odată la ziua din Austria, la primul vecin, a pus
a pus foarte tare muzică și a cântat tot muzica tot noaptea. Și doilea vecin nu a putut dormi. Și două zi, ei au început să se svădească, că de ce a pus așa multă, așa de tare muzică. Și de atunci a început să se svădească foarte tare. Și apoi merge pe drum un copil și care dădea gazete, ziare. Și a văzut că ei doi nu se împăcau, a pus un ziar la două părți. Adică jumătate de ziar la primul vecin și jumătate la doilea vecin. Și ei mult timp se gândeau și se vedeau cine primul să citească. Și apoi, la urmă, ei au tăiat ziarul în două. Și a luat fiecare jumătatea sa. Și apoi au văzut că nu înțeleg nimic, s-au dus și au început să schimbe ziarele cu jumătățile. Și tot nu înțelegeau nimic. Și apoi a venit acel băiat și i-a spus ca să încleie ziarul și să citească amândoi. Și ei mult mărmăreau că nu vreau să citească. Dar până la urmă, dacă era ziarul foarte interesant și cu jocuri, au făcut tot cum a spus acel băiețel. Și apoi ei amândoi au rezolvat ziarul, au citit tot ziarul. Și apoi ei s-au împăcat, de atunci, niciodată nu s-a mai svădit.